Camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse a aprobat un proiect de lege a internetului care va permite autorităților să creeze o listă neagră cu site-urile care au conținut sensibil și care vor putea fi închise fără ordin judecătoresc. Proiectul își propune să-i ferească pe copii de conținut online periculos, însă în același timp multe organizații atrag atenția asupra faptului că textul vag va permite extinderea legii și asupra site-urilor care au convingeri politice anti-Kremlin. Noua lege își propune să protejeze copiii de conținutul online care le-ar putea dăuna sănătății și dezvoltării normale. Site-urile care încalcă prevederile ei sunt somate să scoată conținutul incriminat, în caz contrar ordonându-li se providerilor să taie accesul la acele pagini. Vor fi luate în vizor și site-urile care dau sfaturi despre modalități de sinucidere, dar și cele care promovează consumul de droguri. Diverse organizații de protecție a drepturilor userilor avertizează că în categoria conținutul interzis va fi ușor să fie adăugate și acele site-uri ale căror convingeri politice nu sunt în concord cu cele ale Kremlinului, iar acest aspect ar putea să îngrijoreze multă lume. Premierul Medvedev apără prevederile noii legi, susținând că ea oferă libertatea informației, dar și protecție împotriva conținutului dăunător. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie aprobat de Camera Superioară a Parlamentului, dar și promulgat de președintele Putin. Se estimează că legea va intra în vigoare în luna noiembrie.